Una din prioritățile administrației conduse de primarul Marius Creciu a fost diminuarea diferențelor dintre zonele centrale ale orașului și zonele mărginașe. În acest moment, o parte din lucrările de modernizare a cartierului Apolodor s-au finalizat, iar acum cetățenii de aici pot spune că locuiesc într-una dintre cele mai luxoase zone din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Modernizarea cartierului Apolodor a fost unul dintre proiectele de suflet ale primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu. Infrastructura rutieră era grav afectată, iar condițiile de trai erau deplorabile, acest loc fiind uitat de foștii edili ai orașului. Ne apropiem cu pași repede spre finalizare. Terminăm astăzi? Astăzi terminăm, da. Deci... Și la revedere, am ieșit de pe străzile, da, și oamenii liniștiți poate să-și ducă traiul fără să aibă construcările de ei. Bun, după ce terminăm zona asta, mai avem dincolo pe Sobet, Unicu sau ce mai avem de terminat? Avem piezele pe Sobet 2, avem după aia trecem pe partea rapă spre Sobet. Dar din cartierul ăsta ieșim astăzi. Bun, v-ați mișcat bine în perioada. Felicitări! Mulțumim! Bravo! Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a schimbat complet fața acestei zone, îmbunătățind semnificativ nivelul de trai al cetățenilor. Suntem pe final, o investiție, o lucrare grea, am luat-o de la zero de acest cartier, vorbim de cartierul Apolodor, în zona Banovița, am plecat cu apă, canal, gaze și în acest moment avem ultimul strat de asfalt, și putem să fim mulțumiți că am terminat cu totul. Am început lucrarea anul trecut. A fost o lucrare, repet, grea, laborioasă, dar suntem fericiți că a ieșit ceva frumos. Întreg cartierul arată altfel acum, oamenii au toate condițiile de locuit. E o lucrare de care eu personal vă spun sincer că sunt mândru și astfel de lucrări continuăm să le facem în toate zonele din oraș. Cartierul Apolodor este acum în topul celor mai luxoase zone din Drobeta-Turnu-Severin. Lucrăm la Schela, în acest moment al dumneavoastră, Iudașul Schelei, mai avem ceva de terminat, drumul principal, Walter Mărăcineanu, vom intra și în cartierul tinerilor pe strada Roșiori, lucrăm de fapt acolo la Balcani, la prelungirea Carpați. Dar pentru mine, vă spun sincer, această lucrare unde ne aflăm astăzi, cartierul Apolodor și în continuare, cum vorbeam și cu constructorul, mai avem ceva străzi în celălalt cartier, în Banovița, este o lucrare de referință, o investiție de referință. 12 milioane au fost banii din bugetul local, banii primăriei, dar la final putem să fim mândri că lăsăm ceva în urma noastră. Lăsăm un cartier nou, civilizat, modern, cu toate facilitățile și cu toate utilitățile la poarta fiecăruia dintre cetățeni. Vă dau doar și închei cu asta doar un singur reper. Dacă înainte terenurile în această zonă erau undeva la 10-12 euro, acum sunt peste 50 de euro. Am mărit și mă bucur că am făcut lucrul ăsta, valoarea zonei de 5 ori. Este important pentru noi toți, pentru severineni, să trăiască în zone civilizate, în zone în care să nu aibă de suferit. Este o investiție complexă pe care locuitorii zonei o așteptau de ani de zile și vizează nu doar asfaltarea străzilor, ci și modernizarea rețelei de apă canal, preluarea apei pluviale, extinderea rețelei de gaze naturale și amenajarea trotuarelor. În acest moment turnăm stratul de uzură, ultimul strat, am turnat stratul de legătură, am pus bordurile, trotuarele, este băgată canalizarea, apa pluvială și gazele, și conducta de gaze. Cu cât timp estimați că va fi gata această... Din cartierul acesta astăzi ieșim, cu stratul 2 de uzură. Practic este finalizat. Este finalizat și lumea nu o să mai deranjăm pe aici. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii ani, iar acum cetățenii de aici au parte de un cartier modernizat și reabilitat la standarde europene.